Părintele Ilie Cleopa s-a născut pe 10 aprilie în anul 1912 în comuna Sulița, județul Botoșani, într-o familie de țărani, Alexandru și Ana Ilie, cu 10 copii. 3 ani de zile a făcut ucenicie la schimonahul Paisie Olarul, pusnic în schitul Cozancea. A intrat în viața monahală în anul 1929 la mănăstirea Sihăstria. A fost călugărit în anul 1937, ales egumen interimar în anul 1942 la mănăstirea Sihăstria și stareț în anul 1945. Este transferat la mănăstirea Slatina din Suceava în anul 1949 împreună cu 30 de monahi, unde va sta până în anul 1956. Revine la mănăstirea Sihăstria, devenind duhovnicul întregii obști de aici. Fiind urmărit de securitate, se retrage în anul 1948, pentru 6 luni în pădurile din jurul mănăstirii Sihăstria. Din cauza securității, se retrage între anii 1952-1954 în munții Stănișoara, împreună cu părintele Arsenie Papacioc. La cetea Patriarhului Justinian va reveni din pustie la mănăstirea Slatina. În primăvara anului 1959 se retrage pentru a treia oară în pustie, unde se nevoiește mai bine de 5 ani. În 1964 revine în mănăstirea Sihăstria și va dedica întreaga viață în misiunii duhovnicești până pe 2 decembrie 1998, când trece la cele veșnice. Părintele Ilie Cleopa mărturisește despre casa părintească. Aveam o cameră, toată numai cu icoane, un fel de paraclis. Acolo ne rugam, iar la miezul nopții ne sculam, citeam din psaltire și făceam sute de metanii. Apoi iar ne culcam. De mic copil, părintele Cleopa avea multă evlavie la Maica Domnului. La 11 ani știa de pe rost acatistul Bunei Vestiri, după cum spunea: eram la desfăcat păpuș în țarină și aveam carte de rugăciune ascunsă sub pănuș. Până când venea tata cu căruța cu păpușoi, mai învățam un icos, mai învățam un condac și uite așa am învățat acatistul Maicii Domnului. Când erau toți frații acasă, mama lor se îngrijea să-i însoare. Spera ca fetele care veneau la clacă, la depășunat porumb, vor deveni soțiile fiilor. Însă aceștia, deosebi părintele Cleopa, foloseau acest prilej pentru a le povesti fetelor din viețile sfinților. Una dintre ele s-a călugărit. Din mărturiile părinților reținem că într-una din zile tinerii din sat au organizat joc cu lăutari în casa familiei Ilie, după obiceiul din bătrâni. Unul dintre frații părintelui Cleopa, Gheorghe, a văzut că icoana Maicii Domnului de pe perete plângea și astfel a înțeles că este păcat. Și așa Vasile, Gheorghe și părintele Cleopa, ieșind din casă, s-au ascuns. Aflându-i mama lor, le-a zis: de ce ne faceți de râs în sat? Veniți și voi la joc. Gheorghe și-a crestat cu cuțitul ghetele din picioare, spunându-i mamei, care insista ca ei se întoarcă la petrecere: cum să vin la joc, mamă, dacă mi s-au stricat ghetele? În seara aceea, părinții au înțeles că feciorii lor au ales să slujească numai lui Hristos. Orice persoană ajunsă la părintele Cleopa primea un cuvânt de mâncâiere. De la el nu pleca nimeni trist. Și asta pentru că în el a vorbit, a trăit și trăiește Duhul lui Hristos. Când ajungeai la el și cereai un cuvânt de învățătură, spunea: de ce ați venit la un hârb legat cu sârmă? Făcea această mărturisire pentru că știa că orice răspuns vine de la Hristos. Și din această neîncetată petrecere cu Hristos, striga neîncetat: mâncava raiul! Duminică 29 noiembrie, părintele Cleopa dădea sfaturi și binecuvânta pe cei ce veneau la el. De la ora 16
nu a mai răspuns la nicio întrebare și a stat nemișcat pe scaunul său de spovedanie, ca într-o răpire, mai mult de 11 ore. S-a deșteptat luni dimineața la ora 3:30. Miercuri dimineața, la ora 2:20, ucenicul său a anunțat că părintele Cleopa a trecut la cele veșnice. Trupul neînsuflețit al părintelui Cleopa a fost coborât din chilie în sunetul clopotelor și așezat în biserica veche a mănăstirii. Aici a fost privegheat permanent de monahi, preoți și numeroși credincioși. Slujba înmormântării sale a fost săvârșită pe 5 decembrie. Părintele Cleopa a fost așezat în mijlocul cimitirului, alături de iubitul său duhovnic, ieroschimonahul Paisie Olaru. Când vezi zilnic, ajung la chiria părintelui Cleopa zeci de credincioși, nu-ți rămâne decât să afirm: duhul părintelui Cleopa este viu la Sihăstria. Ajuns aici, pleci mângâiat, întărit și binecuvântat. E minunat să vezi că la mormântul părintelui sunt în orice zi lumânări aprinse și flori. E semnul prezenței.